pot spune și în unele colțuri ale țării. De aici au zburat spre înălțimi generații de profesori, de ingineri, de medici și alți intelectuali care fac cinste țării. Mă bucur din suflet că am făcut parte din această ștafetă nevăzută. Nu știu dacă ați citit piesa de Verac, a directorilor de școală care s-au perindat de-a lungul anilor în această instituție și a lăsat fiecare câte o amprentă, câte o cărămidă la temelia acestei prestigioase instituții. Eu mă simt mândru în fața acestui tineret, acestui colectiv de oameni harnici, care sunt informat că ați obținut și sunt convins că veți obține tot mai mari succese în direcția aceasta a educării și instruirii tinerei generații. Nu vreau să vă plictisesc, vreau să vă spun că predau această ștafetă, spuneam și mai jos, venind în minte versurile lui Beniuc. Moșnege, lasă drumul liber, o lume nouă eu am să clădesc. Dumneavoastră sunteți această lume nouă. Vă mulțumesc! Îl rog în continuare pe domnul profesor Corneliu Vărșândan, care a fost director la Colegiul Național între anii 1990-1998 și a doua etapă 2002-2006, să ne spună câteva cuvinte. Cu prevorbitorul meu, domnul profesor Nanda Oler, post-director al Liceului Palina. În momentul în care mi s-a spus, vedeți, va trebui să pregătiți un cuvânt, mă gândeam despre ce să vorbesc, fiindcă Marchita a devenit pentru mine un al doilea loc natal. Să mă prezint. M-am născut la 5 februarie 1951 în comuna Curtici, Raionul Arad, regiunea Banat. Datele din buletin. Am absolvit Universitatea Timișoara, iar în 1975 am poposit pe plaiuri Bihorene. Pe repartiție spunea Școala Generală Băgoiu. Nu există comună cu numele acesta în zonă. Poate a fost norocul meu că dacă era scris corect, alții cu medii mai mari decât mine la repartiție, l-ar fi ochit și l-ar fi luat. Nu că ar fi fost o școală excepțională, dar Școala Generală cu clasă 1 din Păgaia, pe urmă am descoperit că este Păgaia, era în Bihor, în județul Bihor. Trei județe care la vremea respectivă dădeau negație. Dacă ți-ai găsit post la tine acasă sau în zonă, veneai cu postul respectiv și acel inspector general sau acea inspectoare generală spunea, bine, domnule, mă bucur că ți-ai găsit și măcar mergi acasă. Cu timpul, un coleg mi-a spus, și eu am venit de aici, de mult, dar să știi că mă simt
dezrădăcinat. Să continui. După un an de zile am fost detașat. E bine, nu s-a aprobat nicio solicitare de a merge pe locurile natale. Mulți mi-au reproșat, ce fel de bănățean ești, dacă ți-ai părăsit Banatul, foarte puțin bănățeni au rămas, dar din fericire au rămas, acei puțini, care au fost aici, profesorul Bereș, profesorul Hârșa, profesorul Pop Dimitrie. Eram câțiva profesori, zicem noi de ispravă, care am ținut sus lumânarea, ca cei care vin să ia lumină, să o ducă mai departe și să fie luminați. Deci spuneam că nu știam despre ce să vorbesc. De realizări, de nerealizări. Fiecare, în momentul când va trebui să spună ceva, se uită ca la un pahar. Unii spun că e jumătate gol, unii spun că e jumătate plin. Exact în această situație mă aflu și eu în fața barului, care e jumătate plin și jumătate gol. Nu o să vorbesc despre niciuna din părți. Spunea părintele meu, mă scuzați, maică mea fiertată, ce de lucru tău, altul se va bucura. Pe tine, uitarea ta asta. Și, într-adevăr, multe din așa zisele acțiuni care au creat în acest municipiu o imagine extraordinară, evident, într-o echipă, că nu poți să faci singur, încetul cu încetul se cam estompează, lumea te cam uită. Nu e durerea uitării, mă rog, asta e mersul vremii. Nici are cunoștințe, că recunoștința este apanajul oamenilor inteligenți. Dar simți așa oarecum o închidere în tunul de pildeș, care cu timpul nu te face să fii detașat de toate, de toți, și încetul cu încetul îți dai seama că, de fapt, cum spunea poetul Beniuc Moșneșe, lasă calea liberă. Da? Bine, el se referea la altceva atunci, nu la cei tineri, la un sistem tânăr la vremea respectivă, dar, parafrazându-l, și cei tineri, uitați-vă bine, că viitorul e în fața voastră. Deci veți ne veți lua oricum. Și prin faptul că meseria de dascăl am îmbrățișat-o cu mare drag, am să vă citesc un mesaj care mi-a fost trimis. Deci o dedicație pe care eu, la rândul meu, din partea elevilor care mi-au trimis-o, vă dedic dumneavoastră. O dedicație pentru toți cei ce sunt dascăli adevărați. Excelența sa dascălor. Excelența sa nu are cont în bancă, nu are vilă cu 20 de camere, nu are afaceri prospere prin țară. Excelența sa are un suflet în galaxie. Are riduri și fire albe de la generații care sunt și de la cele care au fost. Excelența sa își mobilează viața cu extemporale, teze, concursuri. Rareu se gândește la ultimul strigăt al modei. Desele preocupări sunt legate de programe, perfecționări, examene. De cele mai multe ori străbuiește nestematele altora. Peste ele vinde pe bani mărunți secundele fiilor lui. Excelența sa trudește viața întreagă la secerea scuțită a lumii. Semănând pulberi de aur pentru semințele ce stau să încolțească.
Uneori, se acopere de roa amară dacă un fost elev ajuns deputat, senator, îl uită în anticameră ca pe un obiect de decor. Alteori, zâmbet de erodie inundă obrazii când un necunoscut pe stradă îl scoate pălăria în fața lui. Bună ziua, domnule profesor, eu sunt... Mă mai țineți minte? Excelența sa nu-și numără anii după buletin, ci după vârstă. Mereu aceeași care împlorește în bani. Constată cu surprindere, într-o zi că trebuie să iasă la pensie și nu înțelege de ce inima lui bate ca la 18 ani. Excelența sa, ca un pui de căprioară în bătaia pustii, nu știe că se aseamănă cu sfinții. I-au dăruit. El se dăruiește. Cel de sus să ne hrănească un loc în izvorul luminii, loc plin de verdeață, din care măria sa, dascălul, să poată privegea și de dincolo pruncii sufletului său. Și am scris o poezie care, mă rog, cam naivă, dar mi-a trezit zâmbete și vreau să vi le transmit și dumneavoastră. Noi vă numim eroi și avem dreptate că n-ați plecat în țări îndepărtate, cum pleacă atâția alți după bogății, ați rămas aici, lângă copii. Simbolică vă e remunerarea, dar în speranța, acolo-s colegii noștri, da? Dar în speranța că va fi mai mare, pe timp frumos, pe ploi și pe nisori, veniți la școală, dragi educatori. Ducând povara anilor în spate, ne învățați pe toți să facem carte și pentru firul cel de părcărunt, noi ne închinăm pe la pământ. Pe marul mării veștiințe, ne-a spus colacul de salvare. Să-mi spuneți, blândelor ființe, de unde ați avut răbdare? Și peste ani sunteți cu noi și vă vedem ades în vis. Am pus o floare pentru voi în fiecare vers și scris de noi. Vă mulțumesc! Îl rog în continuare pe domnul profesor Gheorghe Stan să vină să ne spună câteva cuvinte. Domnul profesor a fost director la liceul nostru în perioada 1998-2002. Stimați foști directori, dragi colegi, din start consider lăudabilă acțiunea domnului director Sas Marcel, această inițiativă de a organiza astăzi, de ziua dascălului, o retrospectivă a învățământului liceal Marghiteanu. În prezența dumneavoastră, celor care, sincer vă spun, îmi sunteți dragi și mi-ați fost dragi. Cred că sunt și sunteți și dumneavoastră convinși că fiecare dintre noi care au ocupat vremelnic funcția de director al acestei instituții au crezut în proiectul pe care și l-au ales în exercitarea funcției manageriale, urmărind pas cu pas țintele propuse și îndeplinirea lor. Nu mi-a scăpat din vedere niciun moment cu un proces de o asemenea cuprindere și amvergură a necesitat acțiuni susținute de informare adecvată și de formare continuă a principalilor
agenți și beneficiari ai reformei și, în primul rând, a mea ca manager, director al acestei instituții. În calitate de angajat cu contract de management pe durată determinată și cu evaluare periodică, am căutat să am nu numai autoritatea, ci și răspunderea realizării competente a politicii educaționale, conștient fiind în permanență de formarea și informarea continuă și conștient profesionalizată. În vederea implementării unui sistem modern, am considerat imperios necesar creșterea autorității decizionale în domeniile consacrate de reforma managementului școlar, domeniul curricular, al resurselor umane și materiale, inclusiv cele financiare, în scopul dezvoltării generale a școlii. Am căutat să asigur propagarea în sistem a competențelor dobândite în timp și extinderea formării la alte categorii de personal cu atribuții manageriale, directori adjunți, metodiști, responsabili de cercuri pedagogice, responsabili de arii curriculare, șef de catedră și alte categorii de personal, contabile, secretare, cu o mare influență în sistem, spun eu, cărora le mulțumesc și astăzi pentru colaborarea care, o spun cu toată sinceritatea, s-a bazat efectiv pe respect.